Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit, mulțumesc membrilor canalului, abonaților, tuturor celor care mă susțineți, care mă urmăriți pe Facebook și pe Instagram. Hai să trecem la lucruri mai serioase și avem aici, din păcate, iar că nu mai zisese de mult nimic, îl avem pe Mihai Mironică. Pe Mihai Mironică care îi să năzare iar așa de senin să comenteze pe subiectul Ianis Hagi, care de-a lungul timpului l-a tot dezbătut așa domnul Mironică, crezând că este un fin cunoscător al fenomenului. Cred că au mai fost de-a lungul timpului jucători care aveau puține minute la echipele de club, spre deloc, cum este și cazul lui Ianis, care s-a antrenat și a jucat la echipa a doua, deci nu e un jucător care nu a jucat deloc în ultimile luni. E adevărat, intră la prima echipă, dă o pasă de gol, deci face ceva și pe urmă ia un cartonaș roșu și este suspendat 3 etape și va rata și meciul cu FCSB din cupele europene. Și este adus, convocat de către domnul Lucescu la echipa națională a României. Bă, dacă îl contestăm și pe Mircea Lucescu și o face Mihai Mironică, înseamnă că deja domnul Lucescu nu mai reprezintă mai nimic în fotbalul ăsta românesc, unde e contestat aproape orice. L-am auzit și pe Ganea, parcă, cred, nu știu dacă greșesc, îmi pare rău, scuze, prezint scuzele, dar cred că Ganea a fost, comentând despre Bârligea. Dom'le, nu l-a convocat Mircea Lucescu că i-a dat golul Fisu, lui Răzvan. Asta mi se pare. Repet, nu mai știu exact cine a zis, dar asta mi se pare, dar stați așa că am telefonul aici și chiar o să caut. Asta mi se pare top mondial. Să zici că n-a fost chemat că a dat gol contra echipei fiului antrenorului echipei naționale, Ionel Ganea arunca bomba, cred că asta e. Ia. Aruncă numai cu bombe. Nu l-a convocat fiindcă i-a dat gol lui PAOK. Da, am zis bine. Hai să vedem exact cum a zis, că poate n-a zis omul așa. Ce va alege Lucescu între Pușcaș, Alibec și Drăguș? Despre absența lui Bârligea. Eu cred că merita să fie în lot și cred că era și util, ținând cont de forma bună și fizicul pe care îl are. Sub formă de glumă spun, sub formă de glumă, vedeți? Nu l-a convocat fiindcă i-a dat gol lui Pau. Ok. Deci e pe glumă. Dacă e pe glumă, e ok. Bine că are Ganea și simțul umorului. Mă și miram așa de Ganea pe undeva. Bă, a lucrat cu domnul Lucescu, nu? Dacă nu mă înșel. Și asta și în glumă, dacă o zici, nu-i cade bine domnului Lucescu. Dar specificând, gata. E clară treaba. Dacă o luăm așa strict fotbalistic, ce a fost până acum, bă, parcă nici eu nu-l convocam pe Pușcaș. Dar se duce în Italia și dă 2 goluri într-un meci. Și joacă, bă, e Italia totuși, indiferent că e prima divizie, că e a doua divizie, e Turcia. Hai că a fost. Hai să vă spun și meciul, parcă poate am meciul aici, că știu că ia să vedem. Pușcaș, 2 goluri. Hai că, bă, indiferent de divizie, Turcia și Italia sunt, uite, ultima oară a dat două, renaște, uite ce zic ăștia. A reușit să înscrie 2 goluri.
A fost prin Serie B, prin Italia, adică nu e chiar un, știți că am mai vorbit, a dat în Bodrumspor contra Adana Demirspor. 3-1 și a dat două goluri. Bă, toată lumea l-a comentat pe Puskás ăsta. Uite, a fost desemnat MVP-ul partidei cu nota 8,6. Din Serie A la o nouă promovată din Turcia. Uite, și uitați-vă așa cam pe unde a fost. Bine, era tânăr, dar de-a lungul timpului. Inter Milano, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa și acum Bodrumspor. Mă, nu poate să fie atât de slab cu CV-ul ăsta. Noi îl vedem doar la echipa națională. Unde cu majoritatea antrenorilor, bă, că am jucat titular, că n-au fost alții mai buni, că îi plăcea nu știu cui de el, că, bă, cum marea majoritate a antrenorilor, bă, a jucat titular. A fost convocat tot timpul când a fost apt, din punct de vedere medical. Mă, nu poate să fie slab. Nu poate să fie slab. A, că i-a căzut mingea în cap, că râdeam noi, domne, bă, dar i-a căzut mingea în cap și a ieșit gol. Cred că cu Elveția, parcă, la 2-2 ăla, nu? Bârligea. Joacă la CFR Cluj, dar nu chiar așa să zici, wow, și până la urmă CFR Cluj. Că ăsta a fost prin Italia, acum e în Turcia. Ajunge la FCSB, face două, trei meciuri buni, cele bune. Dar la primul meci îl scoate patronul la pauză. Hai și acum să fim serioși, dacă nici în Mircea Lucescu nu avem încredere cum face convocările, înseamnă că suntem cu capul rău, rău de tot. Repet, după meciul de la Atena, după meciul din campionat, când dă gol, bă, parcă și eu l-aș chema pe Bârligea ăsta în fața lui Puskás. E mai tehnicuț, nu e nici ăsta vreun Messi. Dar mi-aduc aminte și pe la CFR. Lobul ăla de pe la 30 de metri, că cade mingea în poartă, intră în campionat, o ia cu el, printre 2-3 fundași, finalizează, dă gol. Adică pare mai prieten cu e mai prieten decât cu mingea, decât ăsta, decât Puskás. Dar acum știți cum e. Ține de antrenor, ține de agresivitate și capacitate de efort, eu zic că e pe acolo. Adică nu-i mare diferență. Fizicul cred că e, bă, cred că e un plus pentru Bârligea. Jocul de cap e cam la fel. Păi și atunci ce să mai comentăm? Adică nu prea avem ce să mai comentăm. Repet, dacă te uiți la meciul de la PAOK și datorită faptului că pe Puskás ăsta noi nu-l vedem săptămână de săptămână. Mai vedem așa și auzim de el când dă goluri. Sau gol. Dar în rest nu e mamă, mamă, doamne, pușca și în sus și pușca și în jos. Bă, Bârligea la e aici, etapă de etapă îl vezi. Apropo, sper să îl vedem la fel de bine și la derbiul cu Dinamo, să-l vedem și pe urmă iar cu Rangersul lui Hagi care va fi absent. E clar că e o competiție, că e un jucător care sunt sigur că dacă va juca cum a jucat cu PAOK va fi convocat, dar până la urmă faptul că a făcut parte din lot până acum Puskás, că echipa asta națională a avut niște rezultate, nu a domnului Lucescu, echipa națională cu Iordănescu, cu Evi, a avut niște rezultate cu Puskás și în lot și în teren de multe ori.
E un avantaj. E un avantaj, dar de care nu va beneficia la infinit Pușcaș că a fost el de-a lungul timpului. Nu. E clar că domnul Lucescu judecă ultimile evoluții. Dacă ține cont de un anumit istoric, este normal. Și aici Bârlige are puțin de pierdut. Dar până la un punct. Și atâta tot. Nimic mai mult. De-aia zic că în momentul de față, parcă ar fi fost Bârligea, dar când te uiți că și ăla e în Turcia, în Liga a doua, unde nu se joacă chiar așa la relanti ca în Superligă, și a dat două goluri, parcă încă îi dai credit lui Pușcaș. Să vedem, sunt curios dacă va juca și cât va juca Pușcaș și răspunsul lui Bârligea în derbiul cu Dinamo și în cupele europene. Acum, numai așa curând, următoarea întrerupere. Adică, și cred că una peste alta, creștea cota lui Bârligea, o prezență la echipa națională pentru dubla asta din deplasare, două meciuri în deplasare, dar cred că pe de altă parte îi prinde bine să stea la echipa de club cu jucătorii rămași și să fie mai parte din grup, să se acomodeze mai bine cu tot ceea ce înseamnă FCSB-ul. Dar e clar că va fi o temă așa de urmărit, pentru că e un jucător bun. Este un jucător bun și la un moment dat sunt sigur că dacă va continua să joace bine, va fi convocat. Acum depinde și ce face Pușcaș prin Turcia, că dacă și Pușcaș joacă bine în Turcia, eu cred că nu e mare diferență între Liga a doua din Turcia și Superliga României. Aici are un avantaj Bârligea, că el este urmărit etapă de etapă. Pușcaș din când în când. A, că se uită la meciuri, poate că mai vin de-astea rapoarte, da. A una e să-l vezi meci de meci și alta e să-l, mai ales pentru un atacant, e foarte important să-l vezi pe teren. De ce la meci live? Că vezi cum creează spații pentru mijlocași, cum se demarcă, cum interpretează anumite faze de joc. La televizor vezi unde e mingea și atât. E, când ești pe stadion, vezi cu totul altceva. De-aia zic că este destul de... E delicată problema asta a alegerii jucătorilor care fac parte din lotul echipei naționale a României. Acum că vine dubla asta, cred că 6 puncte ne gândim toți, nu? Dacă am obținut 6 puncte în primele două meciuri, cred că ne gândim și acum că jucăm cu două echipe care teoretic nu ar trebui să ne pună probleme. Nu ar trebui. Și atunci, chiar dacă e în deplasare, ai Cipru. Nu poate să fie ok. Mai au și jucători prin străinătate, nu mai e Cipru ăla care băteai de la 4-0 în sus. La jucăm cu Cipru, mamă, îi rupem. Dar cred că echipa națională poate obține 6 puncte. Și cu 6 puncte și cu 6 puncte sunt 12 puncte, ar fi... Eu nu mi-aduc aminte dacă va fi așa.
Eu nu mi-aduc aminte când a avut echipa națională a României 4 meciuri oficiale cu 4 victorii. Bă, chiar nu mai știu. Uite, care sunteți șmecheri pe statistică, chiar vă rog să vă uitați, să-mi scrieți în mesaj. Chiar nu mi-aduc aminte să fi fost vorba despre 4 meciuri, 4 victorii. Meciul 2 e mult mai dificil. Începem în Cipru. Repet, nu cred că putem avea vreo surpriză. Meciul 2, noi ne plângem tot timpul că sunt meciuri din 3 în 3 zile, că sunt fotbaliști obosiți, că au jucat prea repede, că au jucat aia prea în viteză, că nu știu ce să zic. Dar, repet, cred că domnul Lucescu poate gestiona și poate alinia două echipe care pot câștiga meciurile astea la distanță de 3 zile între meciuri. Pe urmă vom vedea. E și naționala lui Pancu, care are șanse de calificare, Under-ul 21, și mai vin așa cu o idee aici în fața voastră. Dacă Pancu va califica echipa națională, Under 21, eu cred că el va fi următorul selecționer când se va retrage domnul Mircea Lucescu. Așa cred eu. Și să țineți minte ce am zis acum. Deci Pancu, dacă califică echipa națională Under 21 la turneul final, eu cred că va fi următorul selecționer al României când se va retrage domnul Lucescu. Sau domnul Lucescu trebuie să se opereze în decembrie pentru problema de la șold. Sau domnul Lucescu va rămâne director tehnic, da, la prima echipă, iar Pancu va fi avansat antrenor principal. Așa cred, dar vom vedea. Cam asta e cu echipa națională. Vorbim un pic și despre Rapid. Am văzut și am și comentat, unii cu argumente, unii fără. Până la urmă, așa e cu, așa zic și ăștia, formatori de opinie. Vedeți și în cazul lui Mironică cu Ianis Hagi și cu numele Hagi. Am văzut și niște reacții așa din partea clubului Rapid, sterile din punctul meu de vedere. Da, mă rog, știu mai bine cei care sunt acolo. Echipa va juca, echipa Rapid va juca sâmbătă dimineață un meci amical cu FC Voluntari. Un meci fără spectatori, din păcate pentru cei care ar fi vrut să vadă meciul. Să sperăm în continuare că cei doi străini despre care s-a vorbit foarte, foarte mult în ultimul timp, în Jie și Bupenza, vor obține permisele de muncă și vor putea evolua la meciul cu Farul Constanța. Permise de muncă care, dacă mă întrebați pe mine, deja durează de foarte mult timp pentru a fi eliberate, dar mă rog, nu mă pricep la proceduri și la dar. Mi-aș fi dorit și aș fi vrut să se miște lucrurile mai repede. Dobre e ok. Și acum să vedem. Două săptămâni de pauză și pentru Șumudică. Sper ca de data asta, după pauza asta, că a mai fost o pauză acum ceva timp când Mioveniu a bătut Rapid într-un meci amical cu 2-1, rezultatele n-au fost cele dorite după întreruperea aia. Sper acum, cu toate că vine un meci acasă cu Farul Constanța, un meci în deplasare pe Arena Națională, probabil, nu știu dacă nu o fi închiriată, dar cred că nu, cu FCSB, și după aceea, dacă nu mă înșel,
Utarat și Hermannstadt, sau Hermannstadt și Utarat pe Giulești. Deci, din următoarele 4 meciuri, ai 3 meciuri acasă. Acasă unde toată lumea știa și vorbea și spunea Giuleștiul, Giuleștiul, Giuleștiul. Acasă pe un Giulești unde tu încă nu ai câștigat. Și de-aia spun că, ok, e vorba despre Farul, e vorba despre UTA și Hermannstadt. Din meciurile astea, chiar dacă până acum n-ai câștigat niciunul pe Giulești, dacă mai vrei să speri la primele 6, obligatoriu 9 puncte. Obligatoriu. Nu mai merge. Nu mai merge cu vrăjeală, cu stai să vedem, stai că e timp, stai că a plouat, stai că n-a fost timp, stai că... Nu mai merge. Asta gata. Cu vrăjeala asta nu mai funcționează. Ai meci acasă, îți dorești primele 6, indiferent cu cine joci, trebuie să câștigi. Nu mai merge cu motive, nu mai merge cu scuze, nu mai merge cu nimic. Merge de acum încolo, câte meciuri mai sunt, merge doar cu rezultat. Sau cu rezultate. Și cu 3 puncte acasă și puncte aduse din deplasare. Pentru că trebuie să câștigi peste 50% din jocurile care au mai rămas pentru a prinde primele 6. E greu. Când tu n-ai bătut pe nimeni acasă, ce zic eu acum, o să ziceți, bă, ăsta nu e sănătos la cap, e idiot. Probabil. Dar dacă vrei să faci și iarna mai la căldurică, trebuie să bați acasă tot. Tot de acum încolo. Și în deplasare, din deplasare să aduci puncte. Apropo, după meciurile de acasă, cred că vine deplasare la CFR Cluj. Cred. Deci, joci în deplasare cu FCSB și cu CFR Cluj. Și acasă 3 meciuri, deci următoarele 5. Și vom vorbi așa cum a fost și în cazul lui Lennon, cum a fost și cu jucătorii noi transferați. Vom vorbi după 10 meciuri, când va împlini și Șumudică 10 meciuri. Da? Pentru că așa am stabilit cu voi aici, de la bun început. Dom'le, acomodare, campionat nou, vrăjeală, timp, răbdare, analiză și așa mai departe. E, să treacă 10 meciuri și din era Șumudică și vom analiza. Așa ca suporteri, evoluția Rapidului cu Șumudică antrenor principal. La fel cum vom vorbi și despre Bupenza și Înjie, dar de data asta după vreo 6 partide. Pentru că nu mai e timp. Nu mai e timp. Și au niște CV-uri și Dobre. Au niște CV-uri care îi obligă să fie peste nivel. Mai mult decât atât, Dobre e român și nu mai halesc asta cu stai domne să acomodeze, vorbește limba, știe să mânce sarmale, dă înjurat, cred că înjură, Bucureștiul e un oraș frumos, deci nu s-a dus la Botoșan sau la Vaslui, cu tot respectul pentru orașele astea. Nu! Vine din străinătate, ok, nu cred că a fost el în niște orașe așa frumoase ca București. Să zici că vine la mai rău, că doar nu vine de la Paris, nu? Hai să fim serioși. Bupenza și cu ăstălalt, cu Înjie, sunt deja de o lună de zile în România, s-au antrenat cu echipa, au fost în calitate de spectatori pe Giulești, da? Au văzut stadion, fani, presiune, au citit mass media. Păi ce acomodare? 6 meciuri. Și așa cu 6 meciuri astea sunt, deja sunt băiat prea bun. Prea îngăduitor. Nu mai merge. Că mai mi-a zis unii, domne, ai prins boală pe Rapid, vorbești de Rapid, bă, sunteți
Ce, am prins boală? Nu am prins boală, dar vreau și eu să mă mai bucur. Păi plec numai de la o oră și un sfert după meciurile care se desfășoară pe Giulești. Ies din parcarea aia când nu mai e nimeni pe stradă. Că e lumea nemulțumită. Încă 10 minute, încă 15, încă 20, încă 30 și mai stau acolo. Pe scaun. Mă mai uit, se mai antrenează. Unii mai cântă galeria oaspeților încă 20 de minute. Mai și tot aștept așa. Bă, mai vreau să plec și eu așa cu pieptul. Să n-am loc în lift când se deschid. Să plec îngânfat așa, înfoiat. Mama, bătu rapidul. Să mai ieși în aglomerație, să ții pe aia pe stradă, că priorii, bravo băieți, mamă, bai noștri, hai rapidu. Păi trebuie să aștept să plece toată lumea, că ești numai în înjurături de acolo. Și în huiduieli și în nemulțumiri. Și polițiștii sunt nemulțumiți când dirigează traficul, nici nu te lasă să ieși de acolo după toate rezultatele astea din Giulești. Te mai țin și ei acolo în pantă. Deci, vreau și eu să-l văd pe ăla că face așa, polițistul ăla, că oprește pe ăia și haide, ăștia care au câștigat, gazdele, treceți. Aia au avut prioritate numai oaspeții pe Giulești. De-aia sunt așa agitat. Acum hai să vedem. Un meci amical, sper să-l câștige. Nu se joacă pe Giulești. Apropo, acum vreo 2 luni, Rapidul nu i-a bătut pe voluntari pe Giulești. Pe o ploaie torențială s-a jucat. Deci Rapidul nici în meciurile amicale, ca să înțelegeți de ce sunt așa agitat, Rapidul nici în meciurile amicale n-a bătut pe Giulești. A făcut 1-1 cu voluntari și trebuia să-i bată voluntari 3-4-1. Am fost la meci. Deci, să ne înțelegem de ce zic eu și cu Giuleștiul ăsta. În rest, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți weekend plăcut. Puteți să intrați și pe Instagram și pe Facebook, da și voi acolo cu un de la că mă urmăriți, ca aia să crească numărul acolo. Și în rest, nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că ne văd din ce în ce mai mulți. V-am pupat, toate cele bune!